civilă, instanța de judecată hotărăște. Se respinge ca fiind nefondată cererea de chemare în judecată înaintată de Traian Băsescu către Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, cu privire la anularea decretului președintelui Republicii Moldova privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova numărul 16-8 din 3 ianuarie 2017 în vigoare 6 ianuarie 2017. Hotărârea cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile prin intermediul judecătoriei Chișinău, Sediul Central, președintele ședinței semnătură.